Tot ce face o persoană publică se reflectă în stilul de viață și în calitatea vieții pe care o au ceilalți. Când am început eu, mama mea lucra încă la CEC. Da? Orice alegere făceam la vârste mici, da? 15, 16, 17 ani și eram deja pe micul ecran și apăream deja în revistele care existau, orice alegere, orice lucru se scria, asta a afectat pe mama la muncă. Uh -huh. Pe măsură ce trec anii, îți găsești un partener. Orice alegere faci, îți afectează partenerul. Pe urmă, faci un copil. Orice alegere faci, îți afectează copilul. Uh -huh. Ori lucrul ăsta este ca un efect domino, știi? De fiecare dată presiunea e pe tine și tu trebuie să fii puternic pentru ceilalți.